O bandă prin creagă. Dumneata, ales de mine, de unde se împrinde liniștea asta? De undeva, de departe. Nu e o liniște. E o liniște vechi, de demult. Apoi o să asculți niște glasuri pe care nu le-ai mai auzit niciodată. Servește, dragă, Răpticu! Păi și ce e cu aparatul acela? Mama, mi-a spus că e așa, un fel de monstru. Cred că vreau să mă sperie pe mine, dar nu știu. Ce faci tu cu el? Păi nu ți-am spus? Ascult, linci. Păi și de ce nu vrei, mă, să mi-l arăți și mie? Încă nu l-am arătat nimeni. De ce stai tu toată ziua în casă? Mă gândesc. Și visez. De mine? Seara. Dimineața visez aici. Ana, meargă să ne vadă, mama. Mai stai. Mă duc și te rog să nu mai visez. Că nici eu nu o să te mai visez. De ce? Așa, poți să știu cum mă visez tu pe mine? Așa cum ești. Îmbrăcat. Nu, dar aproape mă duc pentru ce rușine. Ce doamnă? Ce doamnă? Ce doamnă? Nu te pute aici la doamnă, că nu te rușine. O să mă duc până din cauza. E, și nu asta e. Jignirea personalității. A ce personalitate?
A mea! Poate vă vedeți așa pe mine îmbrăcat modest, cu o figură simplă, dar am și eu o personalitate. Da, îi spui ce mai concret și în ce mod va trebui să ai bătă picioare? Păi s-a șters pe preșul de. Ai șters pe preșul? Da. Din lână pură. Poate mi se pare un lux exagerat că mă șterg pe un asemenea preș în acest secol al sintetic. Da, dar nu are. Măi, dragă, măi, scumpa mea maestră, cum să spun? Să știi că eu am un lucru puțin. Să știi că am niște... Mă șterg mai puțin, mai arată pe ceva de calitate. Mai puțin, mai arată pe ceva de calitate. Păi bine, dar cine-i dumneavoastră și care sunt probleme? Din avatul din mine. În tânăr. Până pică în mână. Nu știu
m-am căsătorit. Pentru că dacă o prindeam în flagrant, ce făceam? O omoram! Mie spuneți, la câte cazuri am asistat personal dumneavoastră clientul la mine? Și îmi spunea, dumneata, stai aici, o fotografiez în flagrant, iar eu o închidez. Totul dura câteva minute. Ce-ați face? Păi, este vorba de un individ, probabil un vecin, care dumneata îl vei. Pe care dumneata? Bine, pe care dumneata îl vei fotografia în clipa în care el se va șterge pe freșul meu. În clipa în care eu o să-l deșerc cu sabia aia. Vai, dar ce toată frumoasă veți! Și în clipa în care el va cădea mor, în total, în total, trei poziții. Desic, cu cât mai mult sânge, cu atât mai bine. Yeah.
Și? Ce e cu asta? Și cu mine la mine la patru în cameră spune: vai, ce căpere frumoasă aveți! În două luni te fac să te muți! Exact așa a pățit un runte al meu! Înspre mamă! I-am spus că sunt ambițioasă și că nu mă mut! Ba da, să te fac să te muți, a zis el! Și cum credeți că a procedat? Păi, ți-a propus un schimb de locuințe! N-ai nici. Avea un cățel, el bătea numai după miezul nopții ca să mă nebunească. Era un cățel. Vede și era un cățel. Ui, ce dacă bun? M-a zicat! S-a făcut la... S-a făcut la un luciobăt. Și eu ce-am făcut? Am făcut rău. Costume!
Acum nu mai e un parazit și pensionarii. Da, uite, măi! E chiar! Nu am vorbit pe treaba. Bravo copii, felicitări!